Pe data de 24 septembrie a fost publicată în Monitorul Oficial hotărârea numărul 705 a Guvernului României pentru aprobarea schemei de minimis, care prevede compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai asupra sectorului apicol. Această schemă de ajutor se aplică întreprinderilor unice sau întreprinderilor așa cum sunt definite în articolul 3 litera B a legii, respectiv apicultor persoană fizică care deține atestat de producător emis în baza legii 145 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor în sectorul agricol, valabil de la data depunerii cererii, adică la data depunerii cererii să fie valabil acest atestat. Punctul B. Apicultor persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială, constituită conform ordonanței de urgență a guvernului 44/2008, apicultor, persoană juridică, precum și orice formă asociativă cu sau fără personalitate juridică constituită conform legii. Pentru a fi eligibile pentru acordarea acestui ajutor, întreprinderile trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Să aibă familiile de albine scrise în baza de date națională apicolă la data de 1 martie 2019, conform sistemului unitar de identificare a stupilor și stupilor gestionat de Agenția Națională de Zootehnie, profesor G.K. Constantinescu, potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, numărul 251/2017, pentru aprobarea sistemului unitar de identificare a stupinilor și stupinilor. Să aibă familiile de albine înregistrate sau autorizate la Direcția Sanitară Veterinară și pentru siguranța alimentelor de țeană. Sprijinul financiar se face sub forma unei subvenții, care este în valoare de 20 de lei per fiecare familie de albine. Valoarea totală care îi se poate acorda unei întreprinderi nu poate să depășească suma de 20.000 de euro pe durata a 3 exerciții financiare. Depunerea cererilor se desfășoară în această perioadă până la data de 31 octombrie 2019. De asemenea, crescătorii de ovine sunt așteptați la centrele de colectare pentru a-și valorifica lâna obținută în acest an. De guvern care a apărut, tocmai a venit în sprijinul beneficiarilor care îi avem înscriși în schema de ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine în vederea comercializării lânii, completează hotărârea HG500 în sensul că beneficiarii care au fost înscriși pentru acest ajutor de minimis, respectiv înscrierea s-a făcut până la 28/3/2019, pot valorifica lâna pe care o au până la data de 21 octombrie 2019. Asta a însemnat o prelungire, pentru că în vechiul HG valorificarea s-a făcut până la 30/9/2019, respectiv o prelungire de încă 21 de zile. Totul pentru a se face valorificarea cât mai completă a lânii colectate. La nivelul județului Mehedinți există un centru de colectare a lânii în comuna Rogova.